Arhiepiscopia Iașilor a achiziționat un defibrilator cardiac pe care l-a amplasat în curtea ansamblului mitropolitan. Aparatul electronic folosit în tratamentul fibrilației atriale sau ventriculare este extrem de util în cazul unor urgențe până la sosirea unui echipaj medical specializat. În ultimii ani în Iași au fost achiziționate mai multe astfel de aparate și montate în zonele aglomerate din oraș pentru a putea fi folosite în cazul unor urgențe. Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Iași se va ocupa zilele acestea de instruirea unor persoane care asigură permanența în cadrul ansamblului metropolitan pentru ca defibrilatorul să fie folosit corespunzător în cazul necesității acordării primului ajutor. Până în momentul de față nu au fost incidente în zonă care să determine această achiziție, acțiunea având un scop preventiv.